Ar trebui să se promoveze în Europa sau chiar să devină obligatorie colectarea domestică separată a tuturor deșeurilor de plastic, combinată cu regimuri de taxare de tipul plătești pentru a arunca, pentru partea rămasă din deșeuri. Mulțumesc frumos! Ce alte măsuri ar fi oportune pentru a îmbunătăți poziția valorificării deșeurilor de plastic în ierarhia deșeurilor, reducând astfel valorificarea energetică în favoarea reciclării mecanice? O taxă pe valorificare energetică ar trebui fi o măsură utilă? Poți să dai și un răspuns la aceste întrebări sau le lași deocamdată să răspundă altcineva? Deocamdată las să răspundă altcineva. Mulțumesc frumos! Ar trebui să se promoveze în Europa sau chiar să devină obligatorie colectarea domestică separată a tuturor deșeurilor de plastic, combinată cu regimuri de taxare de tipul plătești pentru a arunca, pentru partea rămasă din deșeuri. Mulțumesc! Dacă vrei, citim direct, pentru că suntem în filmare. Ah, ok. Aplicarea integrală și efectivă a cerințelor de tratare a deșeurilor, prevăzute în legislația actuală privind depozitele de deșeuri, ar reduce suficient nivelul actual de depozitare a deșeurilor de plastic? Vrei să răspunzi la întrebare sau o pui? După părerea ta, care ar fi răspunsul la întrebare? Cred că o să las un coleg meu să răspundă la întrebare. Sau să lăsăm pe cei care vor urmări, pentru că întrebările pun într-adevăr probleme de gândire. Mulțumesc frumos! Evident. În principiu, reciclarea deșeurilor de plastic este o opțiune mai bună decât valorificarea energetică sau depozitarea. Deși din perspectiva ciclului de viață nu toate deșeurile de plastic pot fi reciclate, nu există motive tehnice pentru ca plasticul să meargă la depozitele de deșeuri în loc să fie reciclat sau exploatat în vederea valorificării energetice. Eu mai fur câte o imagine! Acest obiect ar putea fi atins prin eliminarea treptată sau interdicția depozitării deșeurilor de plastic printr-o modificare directivei privind depozitele de deșeuri. Ambele opțiuni sunt deja folosite pentru deșeurile biologice, eliminarea treptată și anvelope, lichide, explozivi, așa mai departe. Mulțumim frumos! În principiu, reciclarea deșeurilor de plastic este o opțiune mai bună decât valorificarea energetică sau depozitarea. Deși din perspectiva ciclului de viață, nu toate deșeurile de plastic pot fi reciclate. Nu există motive tehnice pentru care plasticul să meargă la depozite de deșeuri în loc să fie reciclat sau exploatat în vederea valorificării energetice. Acest obiect ar putea fi atins prin eliminarea treptată sau interdicția depozitării deșeurilor de plastic printr-o modificare a directivei privind depozitele de deșeuri. Ambele opțiuni sunt deja folosite pentru deșeurile biologice, eliminarea treptată și anvelope, lichide, explozibile, interdicție. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Am terminat!